Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Hristos a înviat. Suntem în lunea în care i-am pomenit pe Sfântul Ioan Teologul, Evanghelistul, și pe Sfântul Arseniu cel Mare. Unii ar spune că e ziua misticilor și confundă uneori mistici cu oamenii care se află cu capul în nori. E greșit. Pentru că, de fapt, misticii ne spun ceea ce au văzut și ceea ce au trăit și ne readuc aminte, dăruindu-ne cuvinte cu totul prețioase ale întâlnirilor cu Dumnezeu. E cazul Evangheliei de la Ioan și, nu în ultimul rând, e cazul experienței acestea duhovnicești a Sfântului Arsenie cel Mare, cel care ajunge până la noi prin poveștile patericului, dar și prin obiceiurile legate de rugăciune, legate de postire și legate, nu în ultimul rând, de participare la dumnezeiască liturghie. Cuvântul de astăzi de întărire vine din un psalm al fiilor lui Core, mai marului cântăreților pentru Maelet, ca să răspundă spre priceperele lui Etam, Ezrahitul. Psalmul 87. O să spuneți ce avem noi cu asta. Ascultați! Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat, socotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobot, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost depădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cel întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus spre mine. Și psalmul continuă așa, cu oarecare atingere de ceea ce am numit astăzi depresie. Am găsit foarte mulți oameni căutând o definiție dată depresiei, melancoliei. Și îmi dau seama odată în plus că acest pusul în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții exprimă aproape perfect starea pe care oamenii aceștia o încearcă în viețile lor. Atunci când judecați aspru pe cei care sunt un fel sau altul răniți în dragostea lor, care au nevoie de mai mult sprijin decât ceilalți care funcționează, încercați să vă duceți aminte că sunt oameni care își trăiesc viețile așa, la buza morții acestea, la buza acestei demisii înspre moarte a propriei lor bucurii. Mare taină e puterea lui Dumnezeu care toate le face să fie puternice, care toate le așează la întâlnirea cu cerul, în așa fel încât Domnul să audă glasul mântuirii prin care ne strigă și ne întărește spre împărăția lui Dumnezeu. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți, slobod. Să fii mort între slobozi sau slobod între cei morți, aproape că este echivalent. Țineți-vă tare. Aduceți-vă aminte de Dumnezeul nostru, care e un Dumnezeu al vieții și al încurajării. Nu uitați asta. Mâine este o nouă zi.